Și vreau să mă bani, și vreau să zic eu, da? Ai pierdut? Mulțumim tuturor care ați participat astăzi la ediția a 5-a a Cupei Cordun la șah. În primul rând, dați-mi voie să-i mulțumesc domnului arbitru internațional Sebastian Bolcinski. Mulțumim domnului arbitru și vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumim pentru organizare și pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat în organizarea acestui turneu. Mulțumesc de asemenea domnului președinte Asociației Sportive Moldova Cordun, domnul Popescu Iulian. Mulțumim domnul Iulian pentru organizare. De asemenea, mulțumesc consilierilor locali prezenți aici, Pascal Dumitru și Tancău Răzvan. Dați-mi voie în primul rând să felicit copiii care au participat astăzi la ediția a 5-a a turneului de șah a Comunei Cordun. Pe locul al treilea s-a situat tânărul Gogoană David. Te rog frumos, iau un pic să... Așa. Pe locul 2 la junior, Nistor Eduard Constantin. Locul întâi la junior, Rusu George Adelin. Facem o fotografie. E frumos, haideți vă rog și dumneavoastră să facem o fotografie. Mulțumim tinerilor pentru participare și mulțumim celor care au participat și au câștigat și felicităm. Locul 1, senior peste 55 de ani, domnul Axinte Aurel. Locul 4, senior, Dumitrașa Adrian. Locul 3, senior, Sachilare Alexandru. Locul 2, senior, Blănaru Constantin. Câștigătorul competiției din anul acesta, domnul Sava Bogdan. Copa rămâne acasă, de lucru ceva, da. Și-a păstrat timpul. Vrei tot aia? Menționăm că domnul Sava a fost câștigătorul și de anul trecut. Și anul viitor. Și anul viitor.
Mulțumim încă o dată domnului primar pentru găzduire, pentru condițiile bune, spun eu, pe care le-a asigurat aici. Sperăm că anul viitor va fi exact cum a spus dumnealui, un turneu neomologat și unul omologat, întâlnindu-ne anul viitor tot în calitate de primar. Succes! Mulțumesc! S-a încheiat competiția și uite că avem în față doi dintre câștigători, domnul Sava Bogdan. Bună ziua, câștigător, încă o dată! Bună ziua, mulțumesc! Câștigător încă o dată la competiția asta. Da, și anul trecut am câștigat locul întâi. Recunosc însă că anul trecut am avut mai mari probleme ca anul acesta. Am avut vreo 6 contracandidați pentru podium, să zicem. Data aceasta poate a fost mai puțin. Lupta a fost însă tot la fel de echilibrată cu unii dintre jucători. Au participat mulți jucători și anul acesta, precum anul trecut, poate chiar ceva mai mulți. Mă bucur că au jucat și foarte mulți copii. Înseamnă că în zona aceasta, Neamț, Suceava, Iași, avem jucători de perspectivă. Sper și în Roman să avem competiții de această învergură. Până acum nu au fost competiții de această învergură, cel puțin la nivelul de senior. Spune, te rog, cum ți s-a părut competiția? A fost o competiție strânsă. Eu am reușit 6 din 6 și am fost câștigătorul turneului. Am învins jucători foarte buni cotați din Pașcani, Piatra Neamț, Bicaș și Bacău. La anul, dacă se face, o să mai particip? Da, sigur, siguranță, mi-a plăcut foarte mult. Mult succes în continuare!